prieten cu Iisus. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ioan 15 cu 13 și 14. Gedeon era fiul lui Ioas din seminția lui Manase. Grupul din care făcea parte, această familie nu avea o poziție de conducere, dar casa lui Ioas era cunoscută pentru curajul și integritatea și prietenia ei cu Dumnezeu. La Gedeon a venit chemarea din partea Domnului de a elibera pe poporul său. În vremea aceea, el se ocupa cu treieratul grâului. Pe când lucra în ascuns și liniște, el cugetă întristat la starea lui Israel și se gândea cum ar fi putut fi îndepărtat jugul celor ce asupreau pe poporul lui. Deodată a apărut îngerul Domnului și i s-a adresat cu cuvintele: Domnul este cu tine, viteazule. Asigurat de Dumnezeu în mod direct, Gedeon comunica cu el la fiecare pas și primea răspunsuri. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Judecător 6 cu 16. Prin sfat dumnezeiesc i s-a dat un plan de atac pe care a pornit imediat să-l execute. Gedeon a fost ales de Dumnezeu pentru a nimici pe madianiți. El nu era unul din fruntașii de seama lui Israel. El nu era nici cârmuitor, nici preot, nici levit. El însuși se socotea ca fiind cel mai mic în fața tatălui său. Dar Dumnezeu a văzut în el un bărbat plin de curaj și cinste. El nu se încredea în sine însuși, ci era bucuros să fie călăuzit de Dumnezeu. Dumnezeu nu alege întotdeauna pentru lucrarea sa oameni cu talente prea deosebite, ci alege pe aceia de care se poate servi mai bine. Smerenia merge înaintea slavei. Domnul poate să lucreze cel mai bine prin aceia care sunt cei mai conștienți de lipsa lor de putere și care se încred în el în calitatea sa de prieten și izvor al puterii lor. El vrea să-i facă puternici prin aceea ce unește slăbiciunea lor cu puterea sa și înțeles prin aceea ce unește neștiința lor cu înțelepciunea sa. Unica noastră siguranță stă în a ne încredința fără condiții calea în mâna prietenului nostru Iisus, care a zis: urmează-mă! Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Psalmii 25 cu 14. Prietenul adevărat iubește oricând și nenorocirea ajunge ca un frate. Proverbe 17 cu 17. Amin.